Eu am fost norocos, deci eu pot să spun că am fost norocos că am nimerit aici. În primul rând că am făcut liceul la Cantemir, unde am fost și profesor după aceea, cu regretatul Gheorghe Rizescu, unul dintre marii profesori de matematică pe care România i-a avut și care din anii 70, ca vizionar, făceam informatică cu el, pe tablă. Deci eu ca elev în liceu am prins un mentor, care după aceea mi-a fost și director când am revenit la Cantemir pe post de profesor în 87. În 87 noi aveam calculatoare la Cantemir, aveam HC85, Timesuri, Preuri, Amicuri, făcute în România, pe procesor Z80, copiii lucrau, învățam informatică pe acele calculatoare care se erau conectate la un televizor mare și nu știu ce, și unitatea de memorie era un casetofon cu bandă magnetică. Și am creat soft educațional atunci cu copiii, deci înainte de 90. De fapt, cred că primul HC85, seria 0, numărul 0, făcut de profesor Adrian Petrescu de la Politehnică, o minune a tehnicii românești. Și profesorul Adrian Petrescu și acest HC85 l-am avut noi în Cantemir, deci l-a fost pentru educație. După aceea, vedeți că trăind într-un mediu foarte concurențial, mediu cu elevi capabili de performanță, este un mediu care potențează calitățile unui profesor. Deci am avut noroc de elevi foarte buni și asta m-a obligat într-un fel să țin cât pot de mult pasul cu ei. Întâlnind apoi în anii 90 oameni absolut remarcabili și care au rămas remarcabili în această zonă a educației prin ITNC. Mihai, cu care ne știm de la taberele de la Eforie Sud, Florin Șerbu de la Eforie Sud, profesor la Eforie Sud, director la vremea aceea. Dar Emil Dragomirescu, cu care sunt prieten de o viață și cu care am făcut acest prim laborator la Cantemir. Nicolae Sandu, absolut remarcabil, Nicolaus, și care a sprijinit sistemul educațional românesc probabil că mai mult decât oricine la vremea aceea, și când spun mai mult decât oricine mă refer și la zona guvernamentală. Dar iată că și după aceea am nimerit în mijlocul unui proiect de informatizare național, sistem educațional informatizat, care este un proiect guvernamental, deci Guvernul României după 2001, probabil observând că există o masă critică de cerere pentru un domeniu în care calculatorul să-și depășească statutul de a fi pentru informaticieni. Calculatorul trebuie să fie pentru toată lumea. A existat acest proiect, sistem educațional informatizat, în care calculatorul era pus la dispoziția geografiei, a matematicii, a fizicii, a chimiei, nu știu, toate disciplinele astea care beneficiază de soft educațional. Deci, nimerind în mijlocul acestui proiect, eu sunt un timp norocos. Deci, continui să fac ceea ce îmi place, adică educație, pedagogie, să stau în mijloc cu copiilor și al profesorilor și să creez în același timp proiecte care sunt considerate astăzi în lumea largă exemple de bună practică, sunt considerate proiecte educaționale de excelență, cele românești, și lucrul acesta spun cu claritate și am mai spus-o la noastră și trebuie să o spun încă o dată, România este o țară exportatoare de educație, ceea ce puține țări sunt. Dar lucrul ăsta se petrece, vedeți, noastră prin niște oameni și care, oameni care există în carne și oase și fiecare la cât o catedră, la cât un institut, la cât o companie sau și-au făcut propria companie sau sunt angajați undeva sau au rămas în continuare cu copii. Vorbeam aseară cu Marino Șerban de la Iași, era foarte vesel, îl întrebam ce mai știe de programul noastră și era foarte vesel că i-a mai apărut o carte. Marino Șerban este probabil cel mai prolific autor de manuale. Vis-a-vis de acea perioadă în care Soros a finanțat, eu am acasă o serie de ziare în care apăream la vremea aceea. Eram o săptămână evreu, o săptămână ungur, pentru că Soros era și evreu și ungur. Iar directorul meu, marele profesor la vremea, marele profesor este în continuare, Marin Crăciun, care era directorul liceului Cantemir în anul 93, o personalitate formidabilă, un om de o magnitudine nemaipomenită, făcea schimb cu mine, deci când eu eram evreu, dânsul era ungur și tot așa, săptămâni la rândul.
Mie eram foarte tânăr, aveam 33 de ani, în 93. Mi s-a făcut foarte frică pentru că nu aveam niciun fel de... Veneam cu o istorie trăită în comunism, nu știam prea bine ce înseamnă capitalismul în 3 ani de zile. Și atunci m-am dus, țin minte ca și astăzi, m-am dus la Mironov, știam că e consilier, cunoșteam dinainte de 90, făceam împreună niște turnee de-astea, caravane de popularizare a științei, împreună cu el, cu Prunariu, cu Harald Alexandrescu, Dumnezeu să-l ierte, de la Observatorul Astronomic. În fine, și m-am dus să-i spun, uite ce fac eu acolo și uite ce se scrie de fapt despre mine. Și a publicat în același ziar un articol care a potolit absolut orice atac ulterior. A ajutat Alexandru Mironov, trebuie spus cu claritate, că a ajutat la dezvoltarea învățământului de știință în general în România. Prin revista Știință și Tehnică, pe care a condus-o o bună bucată de vreme, prin poziția pe care a avut-o la UNESCO România, prin rangurile pe care le-a avut, a fost probabil omul care a înțeles cel mai bine nevoia tineretului de noutate permanentă. Și am marșat în direcția asta și făcea parte din comisia de validare la un moment dat, alături de mari nume ale științei românești, ale IT-ului românesc, în acele programe de informatizare ale începuturilor de anii 90. România a acumulat în perioada asta, nu a stat pe loc, România nu este o țară din lumea a treia, nici pe departe. România este un glas important în lumea IT-ului mondial. Nu știu cât de mult ni se datorează asta sau nu, eu nu cred că ni se datorează nouă celor de la masa asta acum. Noi am fost niște mici epsilonuri într-un angrenaj care a funcționat și trebuie să spun a funcționat mai mult pe bază de prietenie decât pe bază instituțională. A funcționat mai mult pe baza de încredere și de relații și umane. De pasiune. Eram în primul rând pasionați. Ce spune Radu, totul făceam de plăcere, eram pasionați, eram mânați de un entuziasm inimaginabil. Eu nu am mai văzut în zilele de astăzi inițiative asumate, fie în zona educațională, fie în orice altă zonă, așa cum a fost în acea perioadă. Scuze-mă că... Da, nu. Aici vreau să dau un exemplu, că organizam o tabără la Eforie Sud, la Șerbu, și ca să avem bani de mâncare, cumpăram mâncare din piață dimineața, profesorii cu administratorul școlii, cu nu știu ce, locuiam în căminul liceului, unde nu plăteam nimic, și mâncarea o făceam noi pe la bucătărie pe acolo pentru elevi. Ca să putem cumpăra mâncare de la piață, aveam nevoie de bani. Salariul meu la acel moment era de 64 de dolari americani. Ăsta era echivalentul salariului meu. Și m-am întâlnit, mă duceam la Eforie ca să pregătesc tabăra și m-am întâlnit la 6 dimineața, n-am să uit niciodată, în colț la liceul Caragiale, în piața Dorobanți, cu Nicolae Sandu, cu care avea o pungă de un leu, cu 10 de mii de lei, nu știu câți erau, pe care mi-a dat în colț, m-am urcat în tren cu punga cu bani, am ajuns la Șerbu, am pus banii în biroul lui și am început să cumpărăm de acolo. Azi ar fi imposibil. Azi este imposibil să te mai gândești că poate să se întâmple pe întuneric să-ți dea cineva o pungă. Parcă eram traficanți. M-am gândit după aia, dacă ne vedea cineva, uite unul care îi dă niște... Nu m-a atacat nimeni nici pe tren, nu știu ce inconștiență am putut să am să fac treaba asta, dar... Asta s-a întâmplat și n-am cum să... Cred că nu-i penal ce spun acum, adică nu fac ca acel demnitar care a fost la noastră de curând. Dar asta s-a întâmplat, adică erau niște momente în care relațiile umane erau la temelia, la baza a tot ceea ce produceam și ca profit cognitiv pentru copii, ca interacțiune didactică, ca pedagogie. Aveam întâlniri infinit, nesfârșite. Țin minte tot la Eforie, că acolo se întâmplau probabil cele mai multe, cu profesorul Stelian Niculescu,
genial și era să... invitat permanent. Era invitat permanent, era invitat permanent pentru că este și un om foarte tonic și volubil așa și e fantastic. Și împreună cu Eugen Noveanu, marele pedagog Eugen Noveanu, era un frig de muream, primăvara, vacanța de primăvară, un frig de înțepeneam și erau toți cu căciuli și cu niște de-astea pături pe ei acolo și jucau șah, arătau. Sunt niște filme ale lui Pixar acum, care sunt... întotdeauna când mă uit la un film de Pixar, îi văd pe cei doi, pe Noveanu și pe marele cărturar Noveanu și marele profesor Stelian Niculescu, care erau împreună cu noi, vedeți, noi eram foarte tineri, dânsii erau în... murgul profesiei, așa să spun, nu lipseau. Adică întotdeauna am avut oameni de la care să învățăm și care nu ne-au deranjat niciodată. Ceea ce iarăși acum se întâmplă mai rar un pic. De unde vin să spun că de fapt noi traversăm o criză morală și nu materială, nu economică. Dar... Exact, Radu, și aici aș vrea într-adevăr să... aducem aminte de acești oameni extraordinari. Vorbesc de profesor universitar care făceau parte din jurile, organizau juriu concursurilor naționale pe care noi le organizam. Mă refer la domnul profesor universitar Nicolae Țăpuș de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, domnul profesor Moisa Trandafir, un om extraordinar, și domnul profesor Irina Tanasiu, domnul profesor Stelian Niculescu, așa cum spuneam, care în afară de fapt de profesionalismul dânșilor și implicarea incredibilă, vă dați seama, somități ale domeniului, cei mai buni oameni ai țării veneau împreună cu noi, organizam concursuri, jurizau acele concursuri, iar imaginați-vă tinerii de clasa 5-a sau de liceu, erau jurizați de aceste somități, pentru ei era o treabă extraordinară, era o emulație fantastică. Eu așa ceva vă spun, eu nu am mai văzut în ziua de azi, eu și când angajez oameni și la companie, în partea finală, știu eu, când trebuie decis să angajăm un om sau altul, intervievesc și eu. Și eu sunt șocat. Deci majoritatea sunt blazați. Majoritatea n-au idealuri. Majoritatea întreb ce vrei să faci în viața asta? Ce vrei? Cum vrei să evoluezi? Ce o să faci mâine? Bun, te angajezi. Ce vrei? Majoritatea vor să câștige niște bani și în rest n-au nimic în cap. Da, ceea ce nu-i rău. Nu-i rău. Cum să spun, s-au schimbat oarecum obiectivele de viață, dinamica este atât de mare încât ne împinge către această fugă continuă către spre o activitate oarecare. Așa este, deci asta probabil că nu trebuie reproșat. Da. Reproșat. Da, dar susțin ce spui tu aici și eu particip la interviuri și am lucrez cu niște tineri absolut extraordinari. Deci echipa asta care face lucrări de premiu mondial e formată din tineri, foarte tineri. Care, repet, sunt fantastici ce copii am acolo, copii, da? Dar eu mă aștept atunci când un tânăr vine la interviu să spună am 24 de ani, vreau să sparg niște munți, arată-mi care e muntele meu. De cele mai multe ori aud și întrebarea asta, adică am acest dialog și omul acela este angajat, dar aud și la ce oră să pleacă acasă, ce tip de telefon am, ce mașină mi se dă și dacă la ora 6 pot să stau în papuci să mă uit la emisiunile de ora 6 de la televizor. Ăștia nu sunt angajați, pentru că trebuie o atitudine dincolo de cunoaștere, trebuie să ai și o atitudine și probabil că noi am reușit să potențăm aici faptul că acea perioadă avea oameni cu un anumit gen de atitudine. Ce vreau să spun este foarte important. Și Radu, mai mult decât mine, pentru că el a rămas conectat la sistemul de învățământ, el încă predă, dacă nu mă înșel, sau o bună, da. când are timp, da, când îl lasă Siveco să mai și predea, mai predă. Eu vă spun și ca observator, așa, deci
problema este una extrem de gravă. La noi sistemul educațional din anii 90 a intrat într-un regres constant și din ce în ce, de la an la an, tinerii noștri, și nu mă refer numai la rezultatele de la BAC sau la elemente de genul ăsta, eu fac, așa cum vă spuneam, interacționez cu ei. Deci, din ce în ce mai puțin tineri bine pregătiți, și nu mă refer neapărat profesional, care să aibă o viziune, care să aibă caracter, care să înțeleagă ce rost au ei sau ce trebuie să facă la 20 de ani, la 23 de ani. Ei nu știu ce trebuie să facă la 23 de ani. Eu încerc să-i învăț, încerc să le spun. Tu acum trebuie să înveți. Acum poți să înveți? Învață cât poți de mult. Învață, învață și iar învață. Asta trebuie să faci tu. Nu mă întreba de bani, că o să-ți dau eu bani. Cât meriți. Nu sparge ușa la 6, cum spunea Radu. Vreau să văd atitudine. Eu rar, din ce în ce mai rar, văd tineri cu atitudine, cu atitudine care vor, care într-adevăr să mute munții din loc, cum spunea Radu. E, asta e marea problema noastră în acest moment. Noi pregătim, sau sistemul de educațional, pentru că el are și acest rol. Da, bun, și acasă, într-adevăr, părinții au probleme, lucrează, câștigă puțin, unii sunt plecați în străinătate la muncă. Nu mai au timp să le asigure educație tinerilor, dar toate aceste direcții sunt congruente. Școala trebuie să facă ceva, părinții trebuie să facă ceva, iar rezultatul trebuie să fie educația tinerilor, atitudinea și dorința lor de a face cu adevărat ceva în viața asta. Ori eu îi văd blazați la 23 de ani, 24 de ani. Și cauza principală o vedeți în educație? Bineînțeles. Și în calitatea profesorilor? Și în asta, într-adevăr, pentru că la cum bine, aici eu trebuie să intervin, Mihai. Scuze, aici știi tu mai multe, nu mă bag unde nu. E un domeniu sensibil în care eu trebuie să spun că sistemul educațional nu este o insulă într-o societate. Sistemul educațional, ca orice alt subsistem social, ca și media, ca și medicina, ca și guvernarea, ca și orice vreți, este cu atributele societății în general. Deci nu pot să am un sistem educațional înfloritor atâta timp cât moralmente am o societate care este într-un oarecare declin. Pe de o parte. Pe de altă parte, toți cei de aici de la masă suntem formați de sistemul educațional românesc, căruia trebuie să-i purtăm recunoștință, și eu îi port recunoștință acestui sistem educațional românesc. Pe de-a treia parte, există în sistemul românesc de școlarizare, să-i spunem, sau de educație, de formare, există oameni în continuare de mare calibru, profesori cu adevărat cu care își merită numele de dascăl și care creează caractere. Vedeți asta, pentru că dincolo de a îl învăța pe copil teorema lui Pitagora sau teorema lui Knaster de punct fix la matematică, trebuie să formăm caractere. A forma caractere nu este o muncă de dirigenție. Nu este o muncă care se face într-o oră pe săptămână. Este o muncă care se face într-un colectiv. Acel colectiv însă trebuie să fie congruent cu ceea ce se întâmplă acasă și congruent cu ceea ce se întâmplă pe stradă, ceea ce se întâmplă la televizor și așa mai departe. Adică am niște elemente, am cel puțin trei poli, stradă, casă, școală, care pot converge sau nu către formarea unui caracter puternic, slab, muzical, artistic, inteligență kinetică sau logico-matematică. Lucrul acesta se petrece într-adevăr din ce în ce mai greu, pentru că există o altă dinamică a evoluției sociale. Când spun de dinamică, mă gândesc și la dinamica politică, dinamica culturală, care poate fi negativă sau pozitivă. Dinamica tehnologică, că tocmai vorbim astăzi despre dinamica tehnologică. Eu aș încheia, mai ales pentru că interviul ăsta a vrut să fie unul pozitiv și cred că a reușit, aș încheia cu o notă optimistă ideea pe care vreau să o duc, să o prezint. Avem în continuare tineri foarte buni în România. Suntem o țară care funcționează. Această țară nu funcționează pentru că nu avem tineri, ci tocmai pentru că avem tineri. Este o părere personală pe care, mai ales că am în față, mai ales că lucrez cu foarte mulți dintre ei. Avem tineri bine formați, cu caractere puternice, de care trebuie să avem grijă. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple. Dar când spun că trebuie să avem grijă, mă uit la dumneavoastră, pentru că și noastră trebuie să aveți grijă, și colega care este acolo trebuie să aibă grijă, și Mihai, și eu, și șoferul de pe taxi, și cel de la televiziune. Cum trebuie să avem grijă?
Am spus ceva în primul an de eșec la bacalaureat, când am zis cu glas tare și articulat că acesta este un eșec al întregii societăți. Toți suntem vinovați de eșecul de la bacalaureat. Toți, absolut, când spun toți, profesori, părinți, diriguitori, decidenți politici, decidenți de opinie, administratorul blocului, șoferul de la taxi, repet, care aruncă țigara pe geam, cel care, eu știu, măzgălește o carte, sau toți suntem egal vinovați în fața unui asemenea eșec, și de educația unei țări nu poate să răspundă un singur profesor. De educația unei țări trebuie să răspundă mai multă, este în firea lucrurilor să răspundă mai multă lume. Aici suntem, din fericire, repet, nu văd o catastrofă în acest moment, văd o dinamică normală, ea este comparabilă cu tot ceea ce se întâmplă în întreaga lume, mai puțin Finlanda, unde lucrurile stau oarecum altfel, dar căutări în domeniul educației sunt peste tot, și vorbind de educație, există erori majore care se fac în nivelul decidenților politici din toată lumea vis-a-vis de educație. Cei care au doi copii acasă știu că acei doi copii sunt diferiți. Pe când noi în clasă ne adresăm tuturor, scoateți o foaie de hârtie, aveți tot sistema pentru mâine, ne adresăm ca și cum ar fi o masă amorfă, când ei sunt 30 de oameni diferiți. Lucrul acesta noi nu-l facem. Omul a ajuns om și noi am ajuns aici să discutăm pentru că avem atributul curiozității. Cum stimulez eu curiozitatea în sala de clasă sau dincolo de sala de clasă? Cum fac acest lucru sistematic și programatic pe un sistem educațional? Nu-l fac. Nici în România, nici în Anglia preuniversitară, nici în Statele Unite. Iar al treilea lucru important este că școala nu este o fabrică. Nu pot să definez niște atribute, niște metodologii sau, eu știu, reguli dintr-un birou ministerial sau guvernamental și să mă aștept ca toată lumea să funcționeze pe acele reguli, chiar dacă ele sunt perfecte din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că toți sunt diferiți. Nu am o fabrică mecanică în care am dat drumul la arc și îl face așa preț de 15 secunde, ci am un sistem uman. E un sistem social uman. Dacă noi vom înțelege aceste trei atribute, probabil că școala va redeveni un motor pentru toate societățile, pentru că nu vorbim doar despre România aici, motor care să creeze cetățeni conștienți că trăiesc într-o lume globală și să susțină o economie globală cu strășnicie. Despre asta e vorba.